În această lecție, cu ajutorul semnului funcției de gradul 2, vom rezolva cele mai simple inecuații de gradul al doilea. Iată o primă inecuație. 2x pătrat minus x minus 1 mai mare decât 0. Metoda de rezolvare a acestei inecuații este următoarea. Vom studia semnul, într-un tabel eventual, al funcției de gradul al doilea, reprezentată prin această expresie 2x pătrat minus x minus 1, iar din tabel vom extrage valorile care se cer în inecuație, adică acele valori ale lui x pentru care această expresie de gradul al doilea este pozitivă. Vom rezolva mai întâi ecuația atașată inecuației, și anume 2x pătrat minus x minus 1 egal cu 0. Calculăm delta. Delta este egal cu b pătrat minus 4ac, adică 1 minus plus 8, este egal cu 9, deci un număr pozitiv. Insistăm, x1, 2, egal cu, linie de fracție, minus b, adică 1, plus minus, radical din delta, deci 3, supra 2a, supra 4. Suntem conduși în felul acesta la două soluții, și anume 1 plus 3 supra 4, 4 pe 4, deci 1, și respectiv 1 minus 3 supra 4, minus 2 pe 4, după simplificare, minus 1 pe 2. Întocmim tabelul cu semnul expresiei de gradul al doilea. Pe prima linie a tabelului vom scrie x, variabila, de la minus infinit la plus infinit. Expresia de gradul al doilea cărui semn o studiem, 2x pătrat minus x minus 1. Vom trece pe prima linie, în dreptul lui x, valorile semnificative, soluțiile ecuației, în ordinea lor firească, mai întâi minus 1 pe 2 și 1. Pentru x egal cu minus 1 pe 2, expresia se anulează, căci este rădăcina acestei ecuații atașate. X egal cu 1 este cealaltă rădăcină, de asemenea, expresia se anulează. Și acum stabilim semnul expresiei. Între rădăcini vom avea semn contrar lui a, a este 2 pozitiv, deci între rădăcini vom avea semnul minus, iar în afară semnul a, plus. Și acum, din tabel, vom alege acele valori date lui x pentru care expresia respectă condiția din inecuația dată. Respectiv, ne întoarcem la inecuația noastră. 2x pătrat minus x minus 1 mai mare ca 0 înseamnă că trebuie să aflăm valorile lui x pentru care această expresie este mai mare decât 0. Aceasta conduce cerința, deci, dar și rezultatul din tabel, conduce la alege valorile lui x pentru care expresia, după cum arată tabelul, este pozitivă. Deci expresia este pozitivă, este plus, pentru x aparținând lui minus infinit, minus 1 pe 2, și respectiv x aparține lui 1 plus infinit. În felul acesta vom da soluția, deci rezultă, conform acestui tabel, că x aparține, și aceasta va fi soluția inecuației, minus infinit minus 1 pe 2, interval deschis, întrucât s-a cerut strict mai mare decât 0, reunit cu 1 plus infinit, de asemenea interval deschis. Trecem acum la a doua inecuație, minus x pătrat plus 3 mai mare sau egal cu 0. Vom rezolva și de data aceasta ecuația atașată, adică minus x pătrat plus 3 egal cu 0. Aceasta conduce la x pătrat egal cu 3, de unde rezultă că x1, 2, era o ecuație particulară, egal cu plus sau minus radical din 3. Întocmim și de data aceasta tabelul cu semnul expresiei minus x pătrat plus 3. Vom trece pe prima linie, desigur, x, minus infinit, plus infinit.
Cele două soluții ale ecuației atașate, minus radical din 3 și radical din 3, expresia cărui semn o studiem, minus x pătrat plus 3, pentru x egal cu minus radical din 3, expresia este 0, de asemenea și la radical din 3, expresia este 0. Între rădăcini, acum stabilim semnul, expresia este semn contrar lui a, a este minus 1, coeficientul x pătrat, deci între rădăcini vom avea plus, iar în afara rădăcinilor, semnul lui a, minus. Vom alege acum valorile lui x pentru care expresia, așa cum arată în ecuația inițială, minus x pătrat plus 3 trebuie să fie mai mare sau egal cu 0, de aceea vom alege din tabel, conform cerinței, doar valorile lui x pentru care expresia este mai mare sau egală cu 0, și acest lucru se întâmplă în această zonă, adică pentru x aparținând lui minus radical din 3, 3. Așadar vom scrie, rezultă x aparține intervalului minus radical din 3, radical din 3. Cu atenție observăm, se cer valorile lui x pentru care expresia este mai mare sau egală cu 0, deci sunt permise și valorile extreme, minus radical din 3 și radical din 3, fapt pentru care vom scrie paranteza dreaptă. Aceasta este soluția inecuației date. Trecem la următoarea inecuație, și anume 2x pătrat minus 4x plus 5 mai mare decât 0. Vom scrie ecuația atașată, 2x pătrat minus 4x plus 5 egal cu 0. Calculând delta, care este egal cu b pătrat minus 4ac, obținem 16 minus 4 ori 2 ori 5 minus 40. Este egal cu minus 24, un număr negativ, fapt pentru care soluțiile nu sunt reale, respectiv în mulțimea numărilor reale, soluția este mulțimea vidă pentru ecuația atașată. Vom întocmi tabelul și de această dată. X de la minus infinit la plus infinit și expresia 2x pătrat minus 4x plus 5, expresia cărui semn se studiază. Având în vedere că nu avem nicio soluție pentru ecuație, funcția x2x pătrat minus 4x plus 5 păstrează peste tot semnul lui a. A este egal cu 2, deci vom avea peste tot semnul lui a, plus. Întorcându-ne și de data aceasta la inecuație, observăm că se cer valorile lui x pentru care expresia este strict pozitivă. Ori în tabelul nostru, deci conform cerinței, toate valorile lui x sunt acceptate, pentru că oricare ar fi x între minus infinit și plus infinit, expresia este pozitivă. Rezultă deci, x aparține de la minus infinit la plus infinit, adică mulțimea numerelor reale. Mulțimea numerelor reale este soluția acestei inecuații. Cu alte cuvinte, în acest caz special, putem spune că oricare ar fi x, expresia este strict pozitivă. Și în sfârșit, ultima inecuație, 4x pătrat minus 4x plus 1 mai mic sau egal decât 0. Și de data aceasta începem cu ecuația atașată, 4x pătrat minus 4x plus 1 egal cu 0. Calculăm delta, eventual, egal cu b pătrat 16 minus 4ac 4 ori 4 ori 1 16 egal cu 0, care conduce la faptul că x1 este egal cu x2, are rădăcini reale și egale, ecuația atașată, și este egal cu minus b supra 2a, respectiv este egal cu 4 supra 2 ori 4, deci 4 pe 8, 1 supra 2. Desigur, această ecuație se putea rezolva și mai ușor, și anume, iată, se observă că 4x pătrat minus 4x plus 1 este de fapt
binomul la pătrat, adică 2x minus 1 totul la pătrat egal cu 0. De aici rezultă că 2x minus 1 este egal cu 0 și în consecință obținem soluția acestei ecuații de grad 1, x egal cu 1 pe 2, desigur ajungem la același rezultat. Și acum apelăm la tabelul cu semnul funcției de gradul 2. Iată, avem x de la minus infinit la plus infinit. Expresia în cazul acesta este 4x pătrat minus 4x plus 1. Singura valoare semnificativă este 1 pe 2. Pentru x egal cu 1 pe 2, expresia se anulează. Și având în vedere că a este 4, pozitiv, peste tot va avea semnul lui a. Deci va fi plus. Din nou suntem atenți la cerință, deci ne întoarcem la inecuația inițială, unde se cer valorile lui x pentru care expresia este mai mic sau egal cu 0. În tabel observăm că mai mic decât 0 nu avem posibilitatea să găsim valori al lui x pentru care expresia să fie mai mică decât 0. Singura situație care să corespundă cerinței este x egal cu 1 pe 2. Încă o dată, inecuația noastră ne cere valorile lui x pentru care expresia este mai mică sau egală cu 0. Este posibil să fie doar egal cu 0 și anume pentru x egal cu 1 pe 2. Ținând cont, deci, de cerința exprimată în inecuație, va rezulta soluția acestei inecuații și anume x aparține mulțimii formată dintr-un singur element, 1 pe 2. La 1 pe 2, repet, pentru x egal cu 1 pe 2, 4x pătrat minus 4x plus 1 este 0. Aceasta este soluția ultimei inecuații.